Pace vouă! Pace. Suntem familia Bodnariu. Duminică, 16 aprilie, se împlinesc 7 ani de când ați ieșit în stradă pentru noi, cu zecile de mii, pe tot mapamondul, să ne salvați din ghearele statului norvegian. Serviciul de protecție socială Barnevernet, îngrijorat de creșterea creștină a copiilor noștri, i-au răpit legal din sânul familiei noastre, al familiei extinsă, a mediului care le-a fost cunoscut și drag. În bătăliile care au urmat pentru copiii noștri, cât și pentru multe alte familii, Norvegia a fost condamnată în repetate rânduri de CEDO, de Comisia Europeană, de organizații internaționale și guverne ale altor țări, pentru modul sistematic de distrugere al familiilor, sub pretextul binelui superior al copilului. Cu ajutorul vostru și al lui Dumnezeu, am reușit să ne refugiem în România pentru a ne pune copiii la adăpost, ca ei să aibă șansa să crească în dragoste și armonie într-o țară creștină. Se pare însă că acești 7 ani de liniște și vindecare se apropie de sfârșit. Sunt nori de furtună care ne amenință pe toți. Guvernul României împinge acum în regim de urgență, spre legiferare, un fel de traducere a cadrului norvegian de constituire a unui Barnevernet românesc, observatorul copilului. Ai copii? Ai probleme financiare? Suferi de o boală cronică? Ai o persoană cu dezabilități în îngrijire? Ai un nivel scăzut de studii? Sau poate ai un copil mai răzvrătit, chiar dacă nu din cauza ta? Pentru oricare din aceste motive poți deveni beneficiarul serviciilor observatorului, care pentru binele superior al copiilor tăi vor avea puteri depline și vor fi în stare de orice. Spectrul este atât de larg încât oricine, oricând, poate fi în vizor, izolat, culpabilizat, denigrat, subumanizat. Am trăit-o pe pielea noastră. Din statistici, copiii privați de dragoste și iubire părintească, aspecte care au fost omise în proiectul de lege, vor fi transformați ulterior într-un fel de oameni care umblă și viețuiesc, dar sunt morți. Am experimentat din plin și din greu efectele unei astfel de legi, vă rugăm nu o lăsați să intre în țară. Oficiul creștin pentru drepturi și libertăți a realizat o analiză juridică a proiectului de lege și va pune la dispoziția deputaților din Parlamentul României argumente juridice care să evidențieze capcanele acestui proiect de lege și astfel să blocheze adoptarea acestuia în versiunea actuală. Vă invităm să vă alăturați demersului Oficiului Creștin pentru Drepturi și Libertăți, semnând petiția pe care o găsiți și pe site-ul ocdl.ro. Dacă este urgent pentru guvern, este urgent și pentru noi, pentru copiii noștri. Miercuri, legea trecută deja de Senat va fi în dezbaterea Camerei Deputaților. Noi să ne facem partea și Dumnezeu să ne apere. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Thank you.